Asta pentru că mi-a adus aminte ceva mai devreme o ascultătoare că azi e 13 mai și pe 13 mai în România se sărbătorește ziua Dorului și eu mi-am adus aminte că ziua Dorului a fost o inițiativă a trupei Bang, care a și lansat prin 2015, dacă nu mă înșel eu, piesa asta Mi-e dor de tine. Și dacă vă e dor de cineva, poate este momentul să îi spuneți treaba asta. Dacă sigur nu ați făcut-o până acum. Multe dintre ascultătoarele noastre se întreabă de... sau cui e dor... Așa, da. Ce vrei să le transmiți, Cătălin? Cătălin Strimblea în studio. Salut, pentru că a venit cu vești minunate astăzi la rațiunea zilei. Adu și tu vești bune. De cine este dor lui Cornel? Asta voiam să spun, că multe dintre ascultătoarele noastre se întreabă în ultima vreme de cine este dor lui Cornel. Și lui Cornel și ascultătoarelor noastre... este dor și este dor de o autostradă. Sau de mai multe autostrăzi. Am nenumărate vești din acest punct de vedere. Sunt mai multe semnale în această după-amiază că România este pe cale să înregistreze un succes în negocierile cu Comisia Europeană legată de banii aceia care vin din Planul Național de Redresare și Reziliență, cum îi spune, banii aceia mulți pe care ni-i dă Uniunea Europeană, și pot să vă explic câteva chestiuni. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Așadar, există câteva informații deocamdată neoficiale că în urma vizitelor pe care oficialii români le-au întreprins la Bruxelles și a întâlnirilor pe care premierul Câțu le-a avut cu președinta Comisiei Europene, Comisia Europeană ar fi de acord ca aproape o treime din banii pe care îi va acorda României, respectiv 29 de miliarde, să fie folosiți pentru infrastructură, asta reprezentând autostrăzi și drumuri, știu eu, de viteză, părți de căi ferată și așa mai departe. Deci, infrastructură, nu neapărat autostrăzi. În orice caz, o sumă destul de mare, cam de 8 miliarde de euro. Sigur că lucrurile astea se vor detalia. Inițial știu că nu prea erau de acord cu atâția bani trimiși pentru către... Pentru că există un motiv. Doamna Van der Linden, când a gândit acest program, nu l-am gândit ca în Uniunea Europeană să fie făcute autostrăzi. Deci acest program este gândit pentru digitalizare, adică să trecem cu toată Europa într-un nou stadiu al dezvoltării noastre, toate interacțiunile noastre să devină digitalizare. Sunt bani pentru a face un mediu mai prietenos, mai curat, pentru că avem de îndeplinit niște obiective cu toții până prin 2030-2050, adică să scădem emisiile de carbon, și atunci urma o retehnologizare foarte mare și Comisia Europeană a zis vă dăm noi banii ăștia cu care să faceți diverse lucruri, și de asemenea niște reforme ale aparatelor administrative. Asta era ideea. Ei nu s-au gândit, au zis, băi, luați de aici banii să faceți niște autostrăzi. Doar că România... Poți reduce emisiile construind autostrăzi? Nu, păi tocmai aia e, să băteau lucrurile cam în cap. Doar România a venit și a zis, prieteni, noi avem un decalaj, avem o problemă foarte mare aici. Noi, da, față de voi, suntem în alt secol. Hai, ajutați-ne să trecem pârleazul ăsta și pe aia vedem noi cu digitalizarea. Acum zic, informațiile neoficiale zic așa. Comisia, după ce premierul și câțiva miniștri au mers acolo, a zis, bine, am înțeles argumentele voastre, e nevoie să aveți drumuri ca să putem să fim toți în aceeași zonă. Doar că mare parte dintre banii ăștia, sigur, în continuare vor rămâne pentru problemele pe care și le dorește Comisia Europeană. Și cred că aveam aici o declarație a domnului Câțu. În primul rând, noi, ca să primim banii ăștia, am fost condiționați să mai reducem din deficitul bugetar, și domnul Cățu s-a angajat nici să nu mărească taxele, să nu mărească taxele pe care le plătim. Deci asta ar fi una dintre condiții. Și apoi, ce trebuie să facă? Să facă reforma pensiilor, da? Care, sigur, e un lucru foarte complicat. O reformă fiscală care să aducă mai multe venituri la buget, dar, atenție, nu prin măriri de taxe, da? Și o reformă a salarizării, plus reforma administrației publice. Deci patru lucruri mari pe care România le are de făcut. Și pentru asta ar fi primit 29,2 miliarde de euro. Pentru asta. Doar că guvernul României zice, bă, noi avem nevoie de 8 miliarde din astea 29 să facem drumuri. Bun, ok. Aparent ar fi primit această aprobare. Vedem. Deocamdată informațiile sunt neoficiale. Mâine
Poate aflăm mai multe, pentru că aici în studio la noi vine Cătălin Drulă, care este ministrul transporturilor. E o ediție specială Deșteptarea României. Facem Deșteptarea României și știți că v-am întrebat toată săptămâna și vă așteptăm în continuare. Îl întrebăm pe domnul Drulă, bun, dacă tot vin banii ăștia, sau poate avem alții, poate ne împrumutăm, poate luăm de la buget, care sunt prioritățile lui? Și, de fapt, dialogul nostru este între ei. Că, dincolo de ceea ce crede domnul Drulă, trebuie să ne spuneți voi ce e pentru voi prioritatea absolută a Ministerului Transporturilor. Ori să facă segmentele de autostradă lipsă, ori să ne suim mai curând în trenuri, că... E mult mai verde transportul cu trenul, mai verde din toate punctele de vedere. Din toate punctele de vedere, poate trebuie să intre în zona respectivă. Dar ce te faci că în domeniul ăsta nu prea s-a investit absolut nimic acum? Nu știu dacă ne ajung banii să reparăm toate șinele de tren prezente. Sunt multe zone din România care au viteza medie de deplasare feroviară de 15 km la oră. Ori asta este un aproximativ dezastru economic. Bun. Pe de altă parte, Cătălin, apropo de ce ne întrebam noi mai devreme, dacă poți reduce ceva din emisiile astea nocive mediului făcând autostrăzi, mă gândesc că se poate da și un răspuns pozitiv dacă nu mai stai încolonat pe DN1 7 ore bară la bară și te duci frumos pe autostradă până acolo, cred că poluezi mai puțin. Mai e o chestiune, dacă vreau adaug, vedeam o notiță în această dimineață, apropo, și uite, voi sigur o să discutați la piese și mașini asta, se estimează că până undeva până în 2026-2030 o mare parte din vânzările de mașini din Europa Occidentală, și nu oarecare parte, ci jumătate dintre vânzări vor fi de mașini electrice. Da, pentru că din 2030 și... încolo Uniunea Europeană va spune stop, sau asta intenționează, spune stop comercializării mașinilor cu motoare termice. Asta e. Vezi că și pe străzile alea o să meargă și mașini electrice. Corect, pe autostrăzile alea pe care autostrăzile alea. Bun. Eu vă aștept și mâine, asta voiam să zic în final. Vă aștept și mâine, vă aștept și acum dacă Radu mai are timp să mai colecționeze niște mesaje, dacă ne permiți, la 0728-3132. Te înregistrezi audio acolo și spui în două fraze. Aș vrea ca domnul Drulă sau guvernul României, să nu zicem că nu le face Drulă personal, aș vrea ca domnul Drulă să considere prioritate următoarea problemă și poți să iei de la drumul din județul tău care te sufocă și e o nenorocire, până la autostradă, până la trenul acela jerpelit în care ai fost vreodată. Sau... Vreau să aud mesajele voastre ca să știm ce avem de făcut și mâine. Sau până la aeroportul lipsă din orașul tău. De sigur ce nu? Că, de ce nu? Da, e și asta. Mulțumim. Mulțumim, Cătălin. Te așteptăm mâine. Deșteptarea României de neratat, așadar, mâine de la 13 și 15 minute, o discuție despre transporturi, despre bani. O zi frumoasă îți dorim. Spor la treabă, vă spun și eu. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.